E bune, prieteni! Fedot mă numesc. Mă țineți minte? Da, eu sunt primul mohican care atunci bun, sunt că gresc o gipsă cartonul. Producătorul nostru, Andrian Bolocancan, puțin s-a răcit și se simte rău. Așa că eu am preluat cârmele emisiunii Lumina. Cu Andrian v-ați deprins tot timpul să gresc despre politică, da? Azi vreau eu să schimb puțin camazul. Tfu, blin, macazul. Și să vorbesc despre internet. Aveți internet? I-am conectat. Eu ieri fiind singur acasă, în duș cu apă caldă ceva ceișori, am început să intru pe internet și că de obicei caut ceva educațional ca să mă ilumineze. Nu pot să uit cum plângeam atunci cândva când te iubeam. Și cum mă uitam eu la pricoale, la un moment dat a început să gârle curgă, știri peste știri, video peste video. Despre ce? Despre proteste. Ce proteste? Proteste în România, mă! Zic, ce se întâmplă? Oamenii au ieșit în stradă, 10.000 de oameni protestează, ceva acolo guvernanții nu fac corect. Aprind, guvernanții vor să-i lasă pe niște pușcăriași? Criminali, să iasă din pușcărie. Ei, dar eu în gândul meu zic, nu mai trag atenția asta, un flashmob, ceva artistic. Nu trebuie de avut încredere pe internet, mai ales că oamenii de rând acolo sunt așa mai prostalani. De asta și se cheamă oamenii de rând, oameni de rând. Și de asta și se cheamă cei de sus, cei de sus. Pentru că ei sunt mai deștepți. Dar mie nu-mi dădea pace gândul că România totuși este statul vecin a Republicii Găgăuzii. Și românii chiar puțin se aseamănă cu noi, Homo erectus. Ia uitați-vă la limbă, ei tot spun bună ziua, igen, nem, nem tu dom. Limba puțin diferită, dar se aseamănă. Asta cam ca la americani, engleza cu spaniola. Ei și zic, internetul este amăgitor. Bine au zis Andrian Bolocancan, trebuie de verificat mai multe surse. Și eu am spus stop la surse internet și start la surse publică. Pentru că televiziune de știri, ca neca. România, stat vecin, acolo precis este informația. Când colo intru la politic, zero. Intru la rubrica România UE, zero. Intru la externe, blin, poate acolo măcar ceva. Accident în lanț în apropiere de orașul Jaipur din India. 30 de mașini s-au ciocnit din cauza ceței. Și aici zero. Blin, poate problema e că la publică nu este internet și ei n-au aflat așa cum eu am aflat. Dar nu, parcă și proprii angajați, ia uitați-vă domnișoara Nicoleta, reporter lucrează, o dat share la video despre proteste. Nu înțeleg, nu înțeleg încă. Ce spuneți? Acolo în România Ponta, mare bandit la guvernare? PSD, partidul cu bandiții? Și ce? Ei vor să-i facă pe criminali să iasă de la pușcărie să-i vină la guvernare? Nu, asta e bine, pentru că măcar în sfârșit o să copieze și ei ceva de la noi. Ce ați mai spus? Domnul filantrop din Moldova e prieten cu domnul Ponta din România? Da nu poate băi! Și asta înseamnă că publica tebe ascultă tot ce spune domnul filantrop stăpânul și moldovenii care n-au internet sau cablu niciodată nu vor afla despre protestele din România? Nu, blin, nu. Nu știu, poate asta e adevărat, dar poate nu e adevărat. Pentru că mie nu vine crede că un hoț poate să-l ajute pe altul. Poate pur și simplu totuși e o problemă de internet, ajutați-mă să înțeleg. Nu de altă, dar pentru mine publica rămâne în continuare fi o televiziune dragă. Televiziune, blin, la care eu primul aflu cele mai importante noutăți. Importante și cruciale pentru viața fiecărui cetățean. E ca de exemplu asta, atenție. Un bărbat din Mexic are cel mai mare penis din lume. Chiar dacă mulți probabil îl invidează, el trăiește o adevărată dramă. Bărbăția lui Roberto Cabrera măsoară 48 de centimetri și cântărește aproape un kilogram. După asemenea noutăți, parcă nici nu vrei să protestezi. Ei, da, mă simt măcar curat la conștiință că am făcut cum spune Andrian Bolocancan. Am intrat pe publică și am verificat mai multe surse de informații. Pe această notă pozitivă vă spun atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă cuprind cu drag pe voi, spectatorii emisiunii Lumina, și vă cuprind cu și mai mare drag pe voi, susținătorii emisiunii Lumina, care sunteți peste 300 la număr și în fiecare lună mă faceți să cred că locul meu este aici, în fața voastră, dar nu la spitalul de psihiatrie. Hei, lăbădei, lăbădei, lăbădei! Hai, lăbădei, 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 lă